colaborările echipei de volei CSM Lugoj cu oamenii de afaceri sau asociațiile din municipiu continuă. După ce clubul Rotary a oferit un rând complet de echipament de joc, acum o societate italiană a repetat gestul. Aceasta prin managerul Diego Sandri, care a oferit miercuri echipei de volei un rând de tricouri noi după ce a făcut și alte sponsorizări în bani. Innanzitutto lo sport io lo considero molto importante. Consider sportul foarte important în societate și mai ales pentru tineret. Voleiul e unul din sporturile mele preferate, din păcate din cauza înălțimii n-am putut să-l practic, dar l-am urmărit mereu, atât la nivel masculin cât și la feminin. În viitor, în limita posibilităților mele, voi face eforturi ca să mă implic în viața acestei echipe. E binevenit orice fel de colaborare și orice fel de sprijin din orice parte, iar noi nu putem decât să fim fericite și bucuroase că lumea, noi contăm pentru lume și că lumea își dorește să vină să fie alături de noi. Pe noi lucrul ăsta ne bucură și încercăm să facem pe partea noastră tot ce putem și cât putem de bine pentru a satisface nevoile. Lugojencele se pregătesc acum pentru meciul de pe teren propriu cu UNTT Data Cluj. Partida este programată sâmbătă 26 ianuarie de la orele 18:30. Jocul este unul extrem de important pentru ambele formații în încercarea de a prinde un loc în primele 6 poziții ale clasamentului pentru a accede în play-off. Pe lângă latura sportivă, meciul are și una de binefacere. Vor fi scoase la licitație tricouri cu autografele jucătoarelor și posibilitatea de a le fi alături la un antrenament, o inițiativă comună între CSM și Rotary Lugoj pentru a ajuta spitalul municipal. Și pentru noi este o revanșă. N-am reușit să câștigăm la Cluj, sperăm că vom câștiga sâmbătă împreună cu un public minunat pe care îl avem mereu aproape. Jocul începe la orele 18:30, intrarea este liberă și vom recrea acest spirit al voleiului alături de, iată, clubul Rotary, care vine și face și acțiunea de licitație de tricouri cu donație pentru spitalul municipal. Banii adunați la licitație vor fi direcționați către Global Grantul derulat de clubul Rotary Lugoj împreună cu Fundația Rotary pentru dotarea secției de terapie intensivă din cadrul Spitalului Lugojean cu 2 aparate de ventilație mecanică și 3 monitoare funcții vitale pacient. CSM Lugoj se află în prezent pe locul 7 în clasament, la un punct în spatele echipei din Cluj, care are 9 puncte.